pewne. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Salut, Dragoș! Eu sunt Dragoș Dogaru. Adrian Ciocăzanu. Ne reunim aici într-un moment frumos. Este momentul aniversal al 2 ani de BMAD. Un proiect demarat alături de Iglu acum 2 ani de zile. Chiar în această zi, la Palatul Telefonilor, la nici măcar jumătate de kilometru de aici, era lansată expoziția Clădiri incluse în patrimoniu București Modernism Art Deco, Bulina Galbenă. Și alături de Iglu atunci noi demaram platforma colaborativă Art Deco Bucharest, ghidul București Modernism Art Deco, un ghid de arhitectură, un ghid vizual de arhitectură și expoziția, acea frumoasă expoziție. Și au trecut 2 ani, Adrian. Da, au trecut 2 ani, au trecut foarte repede, dar iată că s-au întâmplat destul de multe lucruri în acești 2 ani. A fost o întâlnire fericită, o întâlnire pe care am avut-o acum 2 ani jumătate. Eu, Dragoș, inițiatorul acestui proiect, cel care a început să documenteze fotografic o parte în orașul acesta pe care îl ignorăm, dar pe de altă parte îl iubim foarte tare și de aceea cred că ne-am mobilizat și s-au alineat niște planete atunci când ne-am întâlnit, pentru că ne doream foarte tare să facem ceva pentru oraș, pentru patrimoniul acestui oraș. Reamintesc că Iglu este de aproape 20 de ani o platformă media prin care promovăm arhitectura, atât arhitectura contemporană, cât și arhitectura de patrimoniu din România și nu numai, dar ne-am focusat foarte tare pe România. Asta ne doream, să arătăm publicului larg că în România există arhitectură de calitate și există un patrimoniu care merită să fie privit cu alți ochi și cu poate cu acel filtru pe care noi l-am pus întotdeauna, al pasiunii și al iubirii pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut și ceea ce ne-a lăsat nouă moștenire arhitecții care au modelat București, de fapt. Și acum 2 ani ne întâlneam, am pus bazele acestui proiect, BMAD, cum spunem noi, București Modernism Art Deco. Și de atunci, iată, s-au întâmplat 4 expoziții, una în 2008, o expoziție foarte mare la Palatul Telefonelor, una în 2018-2019, cadrul României Design Week, după aceea am mai avut una la, chiar aici, în Institutul de Arhitectură, anul trecut în toamnă, și încă una la Cluj anul acesta în vară. Am avut București Oraș Art Deco în 2019, da? Și am itinerat în Cluj, la Cluj, tot București Oraș Art Deco. Unde am lansat și România Art Deco, pentru că... Da. Romania Modernism Art Deco, care este un proiect colateral, pe care cred că mai avem foarte mult de muncă acolo. Da, proiectul este doar la început, cum spunea și Dragoș, este un proiect vast, un proiect pe care ne dorim continuat în anii următori, pentru că dacă mi-aduc aminte, momentul în care ne-am întâlnit, ne doream foarte tare prin acest proiect să punem Bucureștiul pe un traseu de turism cultural, pentru că simțim că merită, ne-am documentat, ne-am uitat în lume și am văzut că sunt foarte multe orașe cunoscute, plecând de la, nu știu, New York, Paris, Bruxelles. Cred că Mumbai era atunci. Ne-am întâlnit noi în iunie 2018. Ne uitam la Mumbai Art Deco și la Mumbai Art Deco, în acel moment, patrimoniul victorian și modernist Art Deco, patrimoniul Art Deco și victorian, așa este denumit ei, intra în patrimoniul UNESCO. Și da, a fost... Ne-am strânit asta, pentru că ne-am dat seama că și acest patrimoniu din București, modernist Art Deco, este într-o fază destul de avansată, în mare parte de degradare și... Visam noi cu ochii deschiși că poate într-o bună zi vom reuși să adunăm, să documentăm și
cine știe să reușim, poate chiar să o punem într-un patrimoniu, ideal ar fi UNESCO, pentru că așa am fi sigur că ceea ce s-a construit în perioada interbelică și s-a construit mult, s-a construit frumos, ar putea fi protejat. Da. Proiectul acesta, în esență, este un proiect de salvgardare și de promovare a unui subiect neglijat, în principiu. Anul viitor, 2021, ar fi fost București capitală culturală a Europei. Din păcate, București nu a câștigat acea competiție. Proiectul acesta, nici el la vremea lui, în 2016, până să ajung la Iglu, a luat o notă mare, dar acel proiect nu avea un consultant alături de noi și până să ajung la Adrian, alături de doamna Mihaela Criticos, am pus bazele pe structura acelui proiect anterior depus, unei abordări și academice și profesionale. Pentru că o sumă de fotografii care documentează un subiect de arhitectură, fără consultantă științifică de specialitate, nu se susține. Și atunci doamna Criticos a fost deschisă și a aderat la acest proiect. Am ajuns la Adrian. Am menționat cele patru expoziții, însă împreună cu dânsa am reușit să facem până la momentul de față trei cărți. Două dintre ele se vor lansa, se lansează în această seară. Unul în 2018, o carte în 2018, un ghid. Ghidul de arhitectură. Iar celelalte două, București, oraș Art Deco și detalii. La detalii, la acestea două, depinde. Doamna Criticos ne-a ajutat în permanență în calitate de consultant științific. Și pe acest album, dânsa a venit cu conceptul editorial al acestuia. Am avut plăcerea de a-l coordona alături de doamna Pamfil și de echipa Iglu. Și acesta este ghidul de detalii la care doamna Iaru Popârlan, vom reveni asupra lui, l-am coordonat, și audioghidul care este punctul focal al acestei seri alături de reprezentanții OIF și delegației Valoniei. Au sprijinit foarte tare. Noi am făcut un prim audioghid pentru toți cei care își doresc să vadă și să audă despre București altfel. L-am lansat anul trecut. Anul acesta, cum spune și Dragoș, OIF, Organizația Internațională a Francofoniei, precum și delegația Valoniei Bruxelles la București, ne-au sprijinit ca să traducem și în franceză. Ne doream foarte tare și sper că în viitor vor fi turiști atât din Franța cât și din toată zona francofonă care ne vor vizita și care vor descoperi ceea ce noi vedem sau sper că vedem zi de zi. Introducem pe domnul David Royo. Da. Nous devons faire une présentation en français ou en anglais? En français. Nous vous invitons ici. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre accueil. Désolé de ne pas m'exprimer en roumain également, parce que ce serait très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un honneur et un grand plaisir d'être ici. Je dois dire que j'apprécie particulièrement le travail avec Iglou, qui date déjà depuis un certain temps maintenant. C'est toujours un grand plaisir de voir la motivation, l'engagement, le dynamisme, la passion de cette équipe pour la préservation, la promotion du patrimoine architectural ici à Bucarest. C'est vraiment remarquable, je vous félicite en tout cas. On s'est inspiré aussi un peu de Bruxelles, hein, parce qu'on sait très bien que dans les années 80, si je me rappelle bien, il y a eu un mouvement aussi. Une grande partie du patrimoine de Bruxelles a été remise en valeur. C'est à un tel point que, bon, c'est vrai que la période précédente, il y a eu ce qu'on appelle la bruxellisation, qui était vraiment un désastre au niveau architectural. Et puis, il y a eu, comme vous le dites, une véritable reprise, un attrait renforcé pour le patrimoine, pour l'architecture des périodes antérieures, et notamment pour l'Art déco, ce qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens aussi à dire que bon, c'est tout un projet vraiment structurel pour nous, le travail avec Iglo. Ça a déjà commencé depuis un certain temps, comme je le disais. Il y a deux axes bien, bien différents. Un axe patrimoine, architecture contemporaine, qui était
principalement la matière de nos collègues de Wallonie-Bruxelles Architecture qui sont venus ici pour la triennale de l'architecture et qui ont proposé pas mal de magnifiques expositions avec vous par ailleurs. Et nous avons aussi également profité d'un excellent numéro d'Iglo avec un supplément sur l'architecture contemporaine Wallonie-Bruxelles. Et puis évidemment l'axe Art Déco qui nous réunit, comme je le disais ici. Et non seulement il y a une conférence très intéressante l'année passée de la Villa Empin, Fondation Bogossian, qui est un chef-d'œuvre d'architecture situé à Bruxelles. Et puis maintenant, le point d'orgue, cet audio guide auquel nous avons participé avec grand plaisir. And we thank you very much. David is very kind and he always helps me when I cannot find my words in French. And we switch to English. On peut parler en français plus, mais je suis plus confortable de temps en temps. Vas-y en anglais. En anglais. And we thank David for his support. And also dedication in this project, because without the help of David and Lydia Badea Absolutely. And Claudia Pleșa from the Organisation Internationale de la Francophonie, we could not have made this setup. This setup is a collaborative project, and collaborative projects are somewhat difficult to assemble. And we appreciate the involvement of all parties. And because we did this in a well-planified manner, we have done it in time. So, thank you. Merci beaucoup, David. J'aimerais aussi annoncer que aș vrea să anunț de asemenea că în colaborare, cum spunea și David, am făcut un număr special iglu în primăvară cu un dosar focusat pe arhitectura din zona Valonia-Bruxelles. Și aveam un proiect, o expoziție în această toamnă pe care, din păcate, din cauza acestei situații, a pandemiei, îl vom amâna un pic, însă este în lucru și ne vom revedea. On va se revoir. Oui, de... Merci beaucoup, David. Merci Dragoș? Așa. Continuăm. Îi mulțumim lui David. Ne bucurăm că a reușit să vină, pentru că ar fi putut fi în izolare. Din fericire nu este în izolare. Și eu a trebuit să fac un test COVID chiar ieri, de urgență. Ne adaptăm, purtăm măști și mergem mai departe. Și mai departe este cum scrie în carte. Mai departe este albumul de fotografie de arhitectură în colecția Iglu Patrimoniu. De ce album de fotografie de arhitectură? De ce nu album de fotografie? De ce nu album de arhitectură? Până la urmă, ce am observat la Iglu, fotografia de arhitectură este un subiect foarte important și fotografia de arhitectură, cred că aici Adrian poate spune mai multe, pune în valoare subiecte. Pune în valoare tematici. Pune în valoare, de exemplu aici, joie de vivre. Ce înseamnă joie de vivre? În acei ani, arhitectura Art Deco era o stare de spirit. Cum bine a punctat doamna Criticos, este un stil total. Nu este un stil arhitectural, nu este un stil al anilor, nu este un stil deco, nu este un curent. Este un stil total. Era răspândit în toate sferele culturii. În artă, în fotografie, în grafică, în arhitectură, în artele spectacolului, în dans, în coafură, în modă. Și acest ansamblu am încercat, doamna Criticos, să traseze prin textele care însoțesc această sumă de fotografii și structura acestei cărți, conceptul, să traseze și un istoric, și un plan istoric. Și aici cred că Adrian poate să ne spună mai multe. Aș insista pe partea de istorie, cât pe partea de fotografie de arhitectură, pentru că acesta este un domeniu pe care, într-adevăr, l-am descoperit și noi ca arhitect încetul cu încetul editând această publicație Iglu, cum vă spuneam, și precum și multe alte cărți din colecțiile Iglu, și am avut nevoie, a fost necesar să ne întâlnim cu oameni la fel de pasionați, de cele mai multe ori, majoritatea dintre ei arhitecți,
cu care trebuia să, cu care ne doream să facem fotografie de arhitectură pe care să o publicăm. Și încetul cu încetul o să fac un mic pas lateral să povestesc și despre un alt proiect al Iglu care s-a întâmplat acum 2 sau 3 ani, FAR, fotografia de arhitectură, prin care mare parte sau majoritatea dintre cei pe care, cu care, dintre cei cu care noi am colaborat, cu care am lucrat, au fost publicați, cum spuneam, în revistă, pe site-ul Iglu. Am strâns într-o expoziție și un album de fotografie, FAR se numește, fotografia de arhitectură. Cu o parte dintre ei, cu doi dintre ei plus Dragoș aici de față, am colaborat în mod special pentru acest proiect București Oraș Art Deco și îl invit alături de noi pe Artur Țințu, arhitect, coleg cu noi foarte mulți ani în birou de arhitectură Iglo Architecture și pasionat de fotografie s-a transformat încetul cu încetul într-o meserie? Nu știu ce să zic. Aici suntem trei, nu ne vedem. Mai este și Vlad Pătru aici, dar Vlad Pătru va interveni de la distanță și îl salutăm. Salut, Vlad! Deocamdată îl invităm pe Artur aici de față și după aceea ne vom auzi și cu Vlad. Ne va spune și el câteva cuvinte după aceea. Păi, Artur, cum ai primit această provocare? Să fotografiezi de unde noi lucrăm foarte mult pe arhitectura contemporană, dintr-o dată te-am aruncat într-o zonă arhitecturii de patrimoniu și recunosc că ai răspuns destul de pozitiv, rapid și a fost, din punctul meu de vedere, o colaborare foarte bună. Cum ai privit-o tu? Cum? În primul rând, bună seara, Turun, mă bucur să fiu aici și să fac parte din această echipă dinamică. Suntem puțini aici, dar suntem mult mai mulți. Exact. Ce pot să spun este că m-a bucurat invitația pe care am primit-o de a face parte din acest proiect, pentru că am primit-o în primul rând ca pe o provocare, având în vedere și că era așa un pic grabă cu realizarea pozelor. Și prea bine, întotdeauna e pe grabă, dar exact. De cele am este foarte da, a fost grabă și din punct de vedere al vremii care stătea să se schimbe și atunci trebuia să profităm de momentul. Ne-am adaptat. Chiar, exact. Adrian mi-a dat ok-ul, eu i-am dat brief-ul domnului. Exact, și atunci am... De multe ori era, vezi că e soare acum, da, fă pozele, că... Apropo de asta, îți dau un hint apropo de subiectul tău, fotografia de arhitectură. Eu am descoperit personal că clădirile Art Deco trebuie pozate pe soare. Deși exact. Paradoxal se spune că fotografia de arhitectură este mai bine să fie într-o lumină difuză. Așa este. Volumetria clădirilor Art Deco este pusă în valoare de lumină. Care lumina este un aspect foarte important la Art Deco. Și aici ce spui tu? Din să-ți dau dreptate, într-adevăr căutăm ca fotograf de arhitectură și în momentul în care avem de surprins clădiri, căutăm să fie într-o lumină difuză, pentru că nu avem de-a face cu acel contrast puternic dat de soare puternic, care nu întotdeauna este favorabil clădirilor moderne, să spunem așa. În schimb, într-adevăr, în ceea ce privește arhitectura Art Deco, tocmai acest contrast o pune în valoare și scoate în evidență acele detalii care altfel probabil că ar trece cumva neobservante. S-ar texturile, buciardarea, exact, texturile, feronieria balcoanelor și așa mai departe. Adică aduce un plus de contrast și un plus de dinamică întregii clădiri. Și atunci, într-adevăr, având în vedere că am făcut, cu unele clădiri le-am făcut și pe lumină difuză și pe soare puternic, se vedeau clar diferențele și care sunt cadrele care ies în evidență, și anume cele cu soare puternic. Este și o chestie de învățat pentru noi toți, că până la urmă toți suntem fotografi, unii mai profesioniști, unii mai neprofesioniști, unii mai amatori, poate profesioniști, depinde de câtă implicare și câtă dorință de fotografie ai. Când mergi să pozezi prin oraș, pentru că ne dorim și noi să vedem orașul ăsta pe care îl regăsim în aceste albume, acest album pe care îl veți găsi la Cărturești și la Iglu pe site, pe shop,
ne dorim să fotografiem și noi. Ne dorim să vizităm acele locuri. Mergeți într-o zi cu soare, este recomandarea mea. Chiar vă invităm. Chiar vă invităm să mergeți. Invităm. Și chiar dacă sunteți bucureșteni, și pe asta pot să spun din proprie experiență, că am redescoperit și eu, tocmai vânând acele clădiri pe care le aveam în obiectiv, am redescoperit calitatea lor pe care altfel, în mod normal, trecând... Fiind arhitect la bază. Chiar fiind arhitect, da, trecând pe lângă ele, fiind obișnuit, nu le-am, din păcate, nu le-am băgat și nu le-am băgat în seamă suficient de mult și nu le-am este un paradox. Suficientă... Vă mulțumim sincer, toți trei acum, de altul a început, noi doi, când am început acest proiect și în prima expoziție am avut o secțiune dedicată detaliilor și am, fotografiindu-le sau având fotografiile lor, și încercând să le punem într-o anumită lumină în expoziție, am descoperit efectiv și am avut surprize extrem de plăcute, ne minunam când treceam în pe câte o fațadă în revistă și descopeream detalii fabuloase. Pragmatic. Am luat niște poze care de obicei le vedeam pe dimensiunea unui ecran, cât o foaie, cât aceasta, și le-am pus pe un ecran de 3 metri, jumate, 4. Pe 4 metri unele detalii ale clădirilor Art Deco sunt extraordinare. De exemplu, am descoperit pe o clădire, acum de curând, am văzut o față pe clădirea vis-a-vis de Cismigiu la Palatul Justiției, Institutul Magistraților. Doar în poză am observat, și Arthur poate să confirme, exact, că erau doi șerpi, unul în stânga și unul în dreapta feței. Exact. Deci era alegorie sau reprezentare umană. Aici este discuție, dar... Detaliile Art Deco sunt atât de bine conturate și trasate, încât de multe ori le poți vedea doar explorând fotografiile în forma mare. Vlad este? Ne povestește și el ceva? Care este da, ne-am dorit. Vlad este online? Putem să-i dăm cuvântul și lui? Atunci, salut Vlad! Noi nu te auzim, dar te ascultăm. Salut! Salut, sper că se aude bine și că se vede ok. În primul rând, vreau să încerc scuze că n-am putut să fiu în seara asta acolo cu voi. Chiar aș fi vrut să ajung, dar n-am reușit să mă întorc la timp în București. Din fericire nu este din motive de COVID, deci aici putem sta liniștiți, dar chiar aș fi vrut să ajung pentru momentul ăsta. Și aș fi vrut pe de altă parte să ajung și ca să transmit felicitări sincer, întregii echipe, tuturor celor implicați și pentru demersul în sine, dar și pentru inițiativă, pentru că am descoperit destul de multe chestii în procesul ăsta. Eu am fost chemat ca fotograf de arhitectură în tot acest proces, în acest proiect, și am tot avut descoperiri interesante pe măsură ce foloseam partea de fotografie pentru documentare. În general, bineînțeles, ne ocupam, cum a zis și Arthur și cum a zis și voi, ne ocupam de partea de arhitectură contemporană, arhitectură modernă, și aveam de obicei drumul croit pe zona aia și a fost o provocare interesantă deja când treceam peste arhitectura clasicistă, care iar era destul de evidentă în București. Multe proiecte pe care toată lumea le știe și toată lumea le apreciază. Și am avut prilejul de data asta să intrăm un pic mai mult în detaliu cu o arhitectură care știam că este acolo. Am învățat în școală despre specificul ei, despre importanța ei, relevanța ei în timp. Dar pe măsură ce am intrat concret în lucru și în demersul de studiu și de documentare pentru proiect, am avut surprize destul de interesante, nu neapărat vorbind de arhitectură în sine, ci mai mult poate vis-a-vis de mine și vis-a-vis de ignoranța pe care aș putea să zic că am avut-o. Pentru că nu mi-am dat seama efectiv de dimensiune și de importanța patrimoniului până în momentul în care nu am ajuns efectiv să caut cu lista în față clădirile pe care a urmat să le documentăm. Nu toate, bineînțeles, dintre cele ar fi cunoscute. Și pe măsură ce tot intram în profunzime cu chestiunea asta, tot descopeream
alte clădiri și alte clădiri care nu erau pe listă și care mă făceau într-un final să înțeleg că avem de-a face cu ceva mult mai mult decât, mult mai amplu decât știam noi că ar fi fost, inclusiv din studiile de la facultate. Și cu ocazia asta am reușit să apreciez și mai mult implicarea mea în proiect și faptul că se încearcă această prezentare. Și foarte important este că după aia trebuie să realizăm și faptul că ea se ramifică foarte mult în oraș și că ajunge să aibă importanță în viețile fiecăruia, inclusiv printr-o mică întâmplare pe care chiar am împățit-o fotografiind. Când am cunoscut întâmplător la unul dintre proiectele care erau pe listă, un proiect nu cunoscut, mi s-a introdus întâmplător proprietara care era, am aflat atunci, nepoata chiar a lui Arghir Pulina, prezentându-se într-un mod foarte, foarte discret și foarte reținut, așa, neștiind dacă se cunoaște numele unchiului său. Și ne-am dat seama inclusiv atunci cât de departe poate să ajungă moștenirea asta unei arhitecturi care a ajuns să fie o față a Bucureștiului, pe care chiar cred că trebuie să o afișăm și să o scoatem mai mult în evidență, chiar și vizual, mai ales față de obiectivele foarte, foarte importante pe care le știm toți. Și pentru prilejul ăsta oferit de proiect și mie și tuturor celor care au posibilitatea să pătrundă în acest stil și în acest domeniu, să facem un pic mai mult din patrimoniul ăsta foarte consistent al orașului. Eu vă mulțumesc mult pentru invitația de implicare în proiect, mulțumesc și pentru invitația la eveniment și sper să ne vedem cât mai curând și cât mai cu bine cu toții și să avem grijă de patrimoniul nostru sub orice formă ar fi. Mulțumesc! Mulțumim, Vlad! Îți mulțumim mult și da, trebuie să avem grijă de patrimoniul nostru și poate da, aici sunt un nespecialist, sunt inginer la bază, graphic designer și pot să vă zic atâta că ar trebui ca arhitecții să fie învățați mai mult în școală să aprecieze istoria, pentru că istoria ne învață și, de exemplu, în acest album veți regăsi multe imobile. Unele dintre imobile modernist Art Deco au demolat alte imobile. De exemplu, să nu uităm că blocul Aro Patria, care e atât de lăudat, a demolat clădirea Marghiloman, Vila Marghiloman. Acesta e un exemplu și l-am mai dat astăzi și îl vom mai da pe viitor. Ce facem acum cu blocul Aro Patria? Nu-l punem în valoare? Sau la fiecare sută de ani demolăm încă o dată București? Și dezvoltarea urbană ca mijloc, nu ca scop, este o altă abordare. Și poate aici mulți actori în acest subiect vor spune că spun lucruri un pic cam delicate, dar dezvoltarea urbană, luând în considerare aspectul istoric al acestui București oraș Art Deco, sau în general al patrimoniului, este un lucru pentru care am făcut noi această carte. Să luăm în considerare istoria, să o apreciem, să o valorizăm, să o refuncționalizăm și de preferat să nu mergem în bruselizare și nici în fasadism. Asta este poate inputul meu, aici Adrian poate să-mi dea o altă viziune ușor nuanțată asupra subiectului. Păi ai pus punctul pe ei, se întâmplă în fiecare etapă. O să construiești, se întâmplă și demolări. Asta, ca să vorbim în termen foarte abrupt. Ca să construiești, se întâmplă și demolări. Sau... Dar noi ne dorim, ca să revenim pe proiectul nostru, noi ne dorim să... Ne dorim să păstrăm... ne dorim să păstrăm efectiv ceea ce merită păstrat și aici este problema majoră, pentru că, cum spuneai, odată din școala de arhitectură, publicul bucureștean nu, de cea mai multă, nu are cultura vizuală, cultura arhitecturală, să știe ce merită și ce nu.
și se întâmplă să dispară clădiri care, din păcate, au o valoare foarte mare de patrimoniu și altele să fie lăsate în paragină. Avem bucuria să descoperim că anumite clădiri sunt refăcute, refuncționalizate, refațadizate și iată, revenim la proiectul nostru, punem lumina, punem reflectorul pe aceste clădiri, în mod specific pe arhitectura modernistă Art Deco, să o privim cu atenție și totuși să nu pierdem ce încă mai avem în patrimoniul nostru imobiliar Art Deco. Scuze-mă, aș sublinie și un lucru apropo de ce ai spus cu păstratul acestor clădiri. Eu aș merge mai departe și aș spune nu doar păstrarea lor, ci punerea lor în valoare, pentru că plimbându-mă prin oraș și căutând clădiri respective, mi-am seama că foarte multe din ele sunt une sunt în paragină, altele sunt efectiv se pierd în țesutul urban. Adică nu dacă nu știi de ele, treci pe lângă ele fără să le observi. Sunt, cum a zis, sunt nespecialist, dar de exemplu, Hotelul Union și Negoiu, lângă Union, există un bloc lângă. Foarte interesant de altfel, nu e, are o scară, e, numai că cred că e și din scară. Și, de exemplu, am văzut un alt proiect imobiliar undeva pe Vasile Lascăr, un bloc de 9 etaje în zona protejată Vasile Lascăr cu 2 etaje, maxim 3, 2 plus 1. Exact. Sunt niște dezvoltarea urbană, ar trebui să se schimbe un pic paradigma. Să refuncționalizăm, să folosim ce există, că dacă distrugem țesutul zonelor istorice, în 5-10 ani nu vom mai avea țesut istoric. Clar, clar. Este un punct limită în care trebuie să ne oprim și să ne gândim toți, cu toții, promotori, editori, dezvoltatori imobiliari, arhitecți, urbaniști, inspectoratul de stat în construcții. Stop! Hai să nu mai distrugem! Trebuie să punem un punct în care să spunem, din punctul acesta începem să valorizăm și ceea ce există. Și cred că acolo este un potențial investițional foarte interesant. Reabilitările, refuncționalizările. Cum am dat exemplu, foarte simplu, poți să iei Unionul, nu mai merge hotel, nu mai merge clădirea de birou, fă-l de apartamente. Apartamente în centru de lux, cine n-ar cumpăra? Sigur n-ar cumpăra? Eu zic că ar fi destui. Și asta e un exemplu pe care îl dau foarte des, pentru că asta e soluția. Iar noi, prin acest album, sperăm să atragem atenția asupra, asupra valorii patrimoniale. De patrimoniu a acestor clădiri, da. Să reușim să le, poate prin felul, în felul acesta, să le salvăm. Da. Și în această idee, aș vrea să intrăm în subiect și cu doamna Iaru aici de față, pe subiectul detaliilor Art Deco. Pentru că Adriana a punctat ceva foarte bine. Să mă retrag eu și fac loc. Da, mulțumim frumos. Mulțumim. Mă bucur așa. Că... Bună seara. Bună seara. Mulțumim pentru implicare. Bine te-am găsit, bine ai venit. Bine v-am găsit. Deci ce am punctat? Spune că am punctat ceva, ai nu mai știu ce am punctat. Foarte bine că trebuie să punem în valoare aceste lucruri. Cum le punem în valoare? Ok, pe de o parte este punerea lor în valoare într-un format de carte, de album de fotografie, de arhitectură, format mare, premium. Dar mai este și o altă latură. Latura de digitalizare, numeric, cum spun francezii și bine spun, partea de navigare, de turism, de valorificare din punct de vedere potențial obiective turistice a acestui subiect. După cum puteți vedea aici, dacă așa, avem albumul București așa de cum, format superb de colecție și avem ghidul. Ghidul acesta, vă zic sincer, intră în buzunar. Intră mai greu în buzunar, dar intră în buzunar. Nu în buzunarul ăsta, dar așa. Acest ghid îl puteți lua pe stradă, vă puteți plimba. De exemplu, aici avem 100 de detalii Art Deco. 100 de feronerii, 100 de medalioane, 100 de... ce mai erau? Fântâne arteziene, de zigurate, de motivul crosei, tresei, fulgerul, curcubeul. Și acest ghid este un îndreptar.
este un repertoar, cum spunea doamna Pamphil, este un repertoar al elementelor de arhitectură pe care noi putem să le apreciem ca public larg, dar un arhitect poate să le utilizeze în reabilitări, în reconstrucții, în refuncționalizări, pentru că de multe ori aceste elemente se pierd. Fărâmurile ajung la fier vechi, medalioanele cad jos, nu mai sunt restaurate și foarte multe elemente, tencuielile decorative, bine a făcut un proiect pro-patrimoniu pe subiectul ăsta, texturi uitate, se uită, nu se mai știe să facă textura buciardată. Sunt niște lucruri care le pierdem. Și atunci, ghidul BEMAD, în a doua ediție, își propune să facă repertoriu detaliilor grafice. Și acest repertoriu al detaliilor grafice trebuie pus în context. El nu există de sine stătător, fără București, oraș Art Deco. Există pentru că București, oraș Art Deco există și doamna Iaru, aici de față, am avut plăcerea ca dânsa să ne traseze câte ceva de la, nu știu, a spune atâta în introducere. Știu că Teatrul Național, până acum 150 de ani, era un mlaștin acolo. Era un mlaștin sub el, corect? Da, așa este. Da. Eu m-am ocupat de contextul în care a fost construită arhitectura modernistă Art Deco. Și contextul economic, social, cultural și politic. Iar dacă ne gândim la arhitectura modernistă Art Deco cu cele două caracteristici importante, modernitatea și decorativismul, aș spune că imaginile din acest ghid reușesc să ilustreze foarte bine decorativismul, iar eu prin text am încercat să conturez și să susțin ideea de modernitate acestei arhitecturi. Iar dacă ne gândim la București cu 100 de ani înainte de perioada interbelică, într-adevăr, era mai mult un sat cu câteva case boierești și biserici, iar într-o 100 de ani orașul s-a transformat complet și a devenit un oraș modern prin prisma arhitecturii, în principal. Mi-a plăcut foarte mult cum ai punctat și vorbești bine, uite. Mulțumesc! Este bine! Tehnica digitală, la tehnologie numeric, se am o dificil. Ce mi-a plăcut foarte mult, cum a punctat doamna Iaru un text, și acolo a venit oarecum în întâmpinarea. O zi înainte sau două, înainte să văd primele texte de la doamna Iaru, văzusem o prezentare pe internet a Bucureștiului, de la Bucureștiul Mahalalelor la modernismul, la modernism. Și mi-a plăcut că am văzut acolo poze, imagini, discuții despre cum a evoluat Bucureștiul de la Mahala, Mahalalele, Bucureștii, de aia se cheamau Bucureștii, care erau deconectați de la Podul Mogoșoaiei, de la Teatrul Național, care era până în 1800, cât? 30? Da? Da, 1830. Așa, erau o mlaștină. Și noi încercăm, ar fi bine să ne dăm seama că modernismul Art Deco a venit în lănțuirea unor diferite curente. De la Bozart, la neoromânesc, care s-a dorit un stil național, dar n-a reușit să impună. După aia a venit modernismul, care s-a adaptat și s-a adaptat cum? Prin Art Deco. Pentru că dorința noastră, background-ul nostru, este unul decorativist. Românul decorează. Decorează. Și vrea să fie și modern. Vrea să fie și modern. Și atunci, modernismul Art Deco este, într-un fel, reprezentativ pentru România. Pentru că ne reprezintă și dorința de progres a societății românești și... Da. Diana, scuze-mă, Andreea, de ce recomanzi cartea aceasta? Ce are ea? Ce te-a făcut pe tine să
Ce te-ar fi făcut pe tine să, dacă nu știai, să o cumperi și să o recomanzi mai departe? Și cui? Imaginile, cu toate că am lucrat la text, trebuie să recunosc că imaginile sunt foarte frumoase. Eu trebuie să zic că am făcut la un moment dat un mic experiment și am luat un grup de prieteni pe care i-am plimbat prin București, prin centru, și intenția a fost efectiv să le arăt, să pun o lupă pe detaliile clădirilor moderniste Art Deco. Și surpriza a fost foarte plăcută, pentru că la final realmente am avut niște priviri de adulți care se uitau cu ochii mari, de copii, și își dau seama că, trec pe lângă clădiri, pe lângă intrări, pe lângă detalii extraordinare, și s-au bucurat să le descopere, și sunt convins că această carte va fi un instrument pentru mulți bucureșteni și nu numai, să-și descopere orașul în detaliu. Pe modernismul Art Deco, adevărat. Sunt multe alte aspecte, dar noi ne-am focusat pe detalii Art Deco. Pe platforma online avem 500 de imobile. În acest ghid veți regăsi 100 de detalii pe 10 categorii. Categoriile selectate din acest ghid, față de primul ghid Art Deco, în care aveam doar câte o singură poză, per 24 de categorii, 24 de categorii de limbaj Art Deco definesc modernismul Art Deco pentru identificare. Acestea sunt trasate ca structură de doamna Criticos în primul ghid. În acest al doilea ghid am preluat doar motivele grafice, pentru că am vrut să dăm ocazia și grafismului să iasă în față. Pe viitor ne dorim să continuăm această serie a ghidurilor BEMAD, de exemplu cu elemente de arhitectură. Vom vedea, vom planifica, vom bugeta, desigur, și să sperăm că vom edita. Mulțumesc, doamne Iaru! Mulțumim foarte mult pentru colaborare și sper să continuăm. Cred că putem trece la segmentul următor. Te rog, faci introducerea pentru audio guide. Da. Și acesta este un moment, un moment de celebration, la celebration de la francophonie, et la celebration d'une coopération. Une coopération dans la part des igloos. De la part des igloos. Je vais continuer în română, pentru că Dragoș foarte politicos încearcă să introducă pe Eric, care este reprezentantul OIF în România. Ei ne-a ajutat foarte tare în a, cum spuneam, în a traduce acest prim traseu pe care noi l-am propus deja acum un an pentru bucureșteni, și nu numai, să-l descopere pentru turiști, și ei ne-au ajutat să-l traducem în franceză și să-l promovăm mai departe în toată lumea francofonă. Bienvenue. Je sais pas si vous avez compris un peu ce que j'ai fait comme introduction, mais ça c'est l'audio guide. On vous remercie. En effet. On vous remercie pour la collaboration, et on espère bien sûr après cette triste période que les touristes du monde francophone nous visitent et découvrent Bucarest. Sperăm că turiștii, chiar după această perioadă, cum spunea Adrian, vor descoperi modernismul Art Deco cu acest audioghid. La dimensiune francofon, adică dimensiunea francofonă, este o reflecție asupra istoricului nostru. Această selecție a 13 imobile de pe Calea Victoriei, de pe Bulevardul Magheru, Bulevardul Carol I, este o selecție care propune o nouă dimensiune de vizitare a Bucureștiului, o dimensiune turistică în zona centrală, și această dimensiune turistică este transpusă prin acest audioghid, care în această perioadă în care suntem izolați, puteți să-l explorați individual. Intrați pe Easy Travel, dacă puneți mâna pe un pliant din acesta, îl puteți lua și de la Cărturești, din toate librăriile Cărturești. Dar, prin intermediul site-ului Art Deco Bucharest, puteți să accesați pe easy.travel, doar dați search Bucharest Art Deco ele Boulevard Centro, sau București Art Deco și Bulevardele Centrale, și, sau în engleză. Și aș da cuvântul, da, totuși. Și
We thank you for your participation and we please invite you to dire un petit mot. Écoutez, je remercie Adrien et Dragoche pour m'avoir invité ce soir. Je voulais d'abord adresser quelques mots de remerciement, dire que nous sommes dans un lieu particulièrement bien choisi pour un événement sur l'architecture. Et donc je voudrais remercier tout simplement d'abord les autorités de Carthourech pour nous accueillir ici ce soir. Merci aussi à vous et à toute l'équipe d'Igloo pour d'abord pour votre dynamisme, pour l'excellence de la coopération que nous entretenons ensemble depuis un certain temps déjà. Et pour votre passion, parce que, comme l'a dit le délégué général Wallonie-Bruxelles avant moi, c'est d'abord très agréable de pouvoir travailler avec des gens qui sont passionnés et qui ont envie de transmettre leur passion au public. Donc ça, c'est particulièrement important. Merci. On vous remercie aussi. Avec plaisir. Et donc, je voudrais également remercier la délégation générale Wallonie-Bruxelles et donc le délégué général David Royaux qui est ici présent ce soir pour nous avoir permis de nous associer à eux pour vous soutenir dans ce beau projet. Alors, vous savez, moi, je suis particulièrement heureux ce soir d'être présent. J'aurais pu ne pas être présent puisque j'étais en poste au Chili avant d'arriver il y a quelques jours ici à Bucarest comme représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais vous vous en souviendrez, Adrien, Dragoche, on avait discuté des prémices du projet, du lancement du projet, c'était en janvier ou février 2019. J'étais alors à ce moment-là délégué général Wallonie-Bruxelles. Et donc j'ai il y a un an et demi, et donc moi je suis particulièrement heureux de voir que ce projet a continué avec mon successeur et puis c'est concrétisé ce soir. Donc pour moi j'ai véritablement l'impression d'avoir fait la boucle, donc la boucle est bouclée comme on dit en français. Donc je suis vraiment heureux d'être ici ce soir. Alors pour nous, pour l'Organisation internationale de la francophonie, c'était évidemment un honneur et un plaisir de pouvoir vous soutenir dans cette démarche. D'abord parce que, évidemment, c'est un magnifique projet et donc c'est toujours agréable de soutenir des beaux projets menés par des gens passionnés. Mais au-delà de ça, il faut savoir que pour nous, ça permet de marquer notre implantation à Bucarest, parce que l'Organisation internationale de la francophonie dispose d'une représentation pour l'Europe centrale et orientale et qui est basée à Bucarest. Donc pour nous, c'était particulièrement important d'avoir cette implication dans la ville. Et vous l'avez dit, Adrien, pour nous aussi, ce guide devrait permettre de favoriser, de promouvoir un tourisme francophone à Bucarest. Et comme vous le savez, le roumain est une langue latine comme le français, ce sont des langues sœurs. Et donc il était tout à fait naturel pour nous de vous soutenir dans ce projet. Et peut-être une dernière chose, je ne voudrais pas être trop long, mais quand je suis arrivé ici en 2015, quand je suis arrivé en poste pour Wallonie-Bruxelles ici en 2015, il y a quelque chose qui m'a frappé d'emblée en arrivant à Bucarest. Je me suis baladé, j'ai découvert de très belles choses, des trésors architecturaux. Ça m'a fait très curieux parce que j'adore mettre cette question en général à ceux qui arrivent pour la première fois à Bucarest. Mais moi j'étais déjà venu à Bucarest en 2006 dans un autre contexte, mais en 2015, j'ai pris la peine de me balader, de me promener dans les rues de Bucarest. Et moi, j'ai eu véritablement un coup de foudre pour cette ville et qui recèle plein de trésors architecturaux, et pas seulement dans le domaine de l'art déco, c'est extrêmement diversifié. Et donc, là où j'ai été vraiment très surpris de voir le décalage entre l'image que véhicule Bucarest à l'étranger, qui n'est pas bonne parce qu'on a des préjugés à l'étranger. On pense au communisme, on pense à une ville grise, on pense aux bâtiments, on pense que ce n'est pas beau, et ce n'est pas vrai. Donc je suis heureux de pouvoir aussi, avec l'organisme... vrai, parce qu'on sait très bien... Oui, il y a des choses, mais il y a vraiment énormément. Voilà. Et ce qui est aussi agréable à Bucarest, c'est qu'il faut parfois chercher un peu et on découvre des trésors absolument merveilleux. Mais donc, pour moi, ce qui était important aussi, c'est de pouvoir montrer d'abord par ce guide aux Bucarestois eux-mêmes, de pouvoir les sensibiliser à la beauté de leur architecture, mais aussi de faire tomber les préjugés que certaines personnes peuvent avoir à l'étranger concernant Bucarest. Et ce que je dois vous dire, c'est que pendant toutes mes années ici, et j'espère bien que ça va continuer dans les prochaines années où je serai les trois prochaines années, au moins les trois prochaines années où je serai en poste ici, mais c'est simplement
de continuer d'une certaine manière à être un bon ambassadeur de Bucarest. Merci. Et je peux vous dire que on est en plan de montrer ce patrimoine architectural aussi dans les pays francophones. Donc on est en discussion pour l'exposition à Paris, à Bruxelles. Donc, J'espère pouvoir vous soutenir dans cette démarche, vraiment. Merci. Le plus important, c'est le motif qui nous rejoint ici. Nous a réunis ici, c'est l'audioguide. L'audioguide en français, j'avais dit ça à Radio France Internationale aujourd'hui, a une dimension académique. Le langage architectural, c'est très intéressant. Et avec Lola Aubertin, elle est présente ici aussi, nous avons découvert. Nous avons découvert que la dimension de français, c'est très intéressante. Quand tu écoutes cet audio guide, c'est un instrument pour enseigner plus la langue française. Să sperăm că ascultătorii noștri înțeleg vreo franceză destul de bine. Să sperăm că la anul vom putea, alături de partenerii noștri OIF și Delegația Valoniei, să abordăm și de dimensiunea academică a acestui ghid și să îl folosim ca un instrument de învățare a limbii franceze. Este un instrument foarte bun, aveți voce, aveți text în trei limbi și varianta în limba franceză este dublată de domnul David Roaiu la introducere și de Lola Oberta, care este doctorant și stagiară la OIF Brecu. Absolument. Je pense que je crois qu'on a vu tous les avantages du projet. Et vraiment, je voulais encore une fois vous remercier. Merci aussi, Dragoș, de faire l'effort de parler en français, parce que ce n'est pas facile de parler dans une langue étrangère, surtout dans ce contexte-ci d'enregistrement radio. Et donc, merci pour cette hospitalité. Et encore une fois, bravo pour ce projet. Je souhaite beaucoup de succès à cet audio guide. Très intéressé pour l'année dernière. Pour l'année prochaine. Merci vraiment encore pour nous avoir associés à ce projet. Félicitations et succès, comme on dit. Merci. Dragoș, cu ce continuăm? Merci. Păi, on vă remercie, David. David, aussi, Eric. Aici suntem la final, oarecum. Cred că am depășit un pic cu 10 minute planificarea noastră, dar aveam un slot pe care nu l-am folosit, deci este foarte bine. Atunci, cred că ar trebui să mulțumim echipei. Echipei Iglu, tuturor colaboratorilor, echipă mică, dar foarte pasionată și inimoasă, echipei tuturor colaboratorilor care ne-au ajutat de pe parcurs cu expozițiile, cu cărțile, cu fotografiile, cu audioghidul, tuturor partenerilor instituționali. Trebuie să menționăm că am avut în prima fază Ministerul Culturii, care ne-a susținut Primăria Capitalei prin Expo Arte și mulțumim speciale doamnei Mihaela Păun. Am avut câteva companii, niște investitori imobiliari care au fost extrem de receptivi și au înțeles că este un proiect care face bine orașului și sperăm din tot sufletul să ajungem acolo unde ne-am dorit în prima fază, respectiv ca aceste clădiri să înceapă încetul cu încetul să fie refăcute, valorificate și să nu se așteadnă peste ele praful. Adică... Și le dăm și un hint. Pentru că dacă nu știți, și eu vă zic, sunt inginer. Eu am o abordare mai pragmatică. Se cheamă abordarea inginerească, când nu vrei să calculezi ceva, se zice că faci așa cu degetul și vezi dacă stă în picioare.
Vă dau o sugestie foarte simplă. În loc să demolăm o clădire, în loc să ne gândim la ea că vai cât de costisitor este să, vai cât de costisitor este să o reabilităm, o abordare foarte simplă este să ne gândim la altfel. Este în centru, putem să o refuncționalizăm și peisajul arhitectural respectat cu o clădire refuncționalizată va fi mult mai bun decât dărâmând-o. Pentru că este un lucru, un potențial de exploatat care trebuie regândit. Și aici este cheia. De exemplu, noi am făcut un traseu turistic. Am luat 13 imobile pe care nimeni nu le vizitează. Nu le-am luat pentru că nu merită vizitate. Le-am luat pentru că lumea nu știe de ele. La fel de bine se pot lua sute de imobile pentru refuncționalizare. Patrimoniul este acolo, pe hartă puteți găsi 500 de imobile la ora actuală și vreau să le mulțumesc aici. Spui pe hartă, te referi la harta Art Deco Bucharest. Art Deco Bucharest. Da. Precizăm. Și nu în ultimul rând aș mulțumi, a zice, miilor de oameni care ne-au vizitat expoziția în această perioadă, precum și celor care au cumpărat aceste cărți, pentru că trebuie să mărturisim, prima carte s-a epuizat, ne dorim să o reedităm la anul. Deja avem semnale foarte bune după nici o săptămână despre acest album București Oraș Deco. Se vinde foarte bine, oamenii sunt interesați. Am descoperit în perioada în care aveam expozițiile oameni care intrau, care nu aveau nicio legătură cu arhitectura sau nu știu, domeniile conexe, dar pasionați de Art Deco și au venit, mult ne-au făcut mărturisiri despre obiectele, unii au colecționare de obiecte Art Deco, alții locuiau în apartamente, imobile Art Deco și ne povesteau cum s-au păstrat detalii la interior. N-am ajuns încă să intrăm în interiorul acestor clădiri. Este o etapă pe care ne-o propunem în viitor. Între timp, vă invit un singur lucru. Să faceți. Pe toți. Să facem. Ceea ce eu fac din 2011. Mi-a luat sora mea o bicicletă, m-am plimbat cu ea, de ea am tocit cauciucurile de câteva ori. Le-am tot schimbat. Plimbați-vă prin București. O să găsiți lucruri superbe, o să găsiți mai multe decât modernism Art Deco, dar modernismul Art Deco îl veți găsi la tot palsul. De fapt, aș adăuga, plimbați-vă prin București și uitați-vă în stânga, în dreapta și mai ales pe sus. Nu știu, da. Eu fac asta de ani de zile și într-adevăr foarte puține persoane în București, cel puțin acum mai mulți ani, acum descoper oameni care fotografiază, se opresc, este o bucurie pentru mine. Orașul și trebuie trăit. Da. Orașul trebuie trăit și dacă ne gândim doar la trafic și stăm doar în mașină, nu vom trăi niciodată. Vom trăi în cartierul dormitor, vom merge în Pipera la muncă, ne vom întoarce în cartierul dormitor și vom uita că orașul trebuie trăit. Și Joie de Vivre, Art Deco, perioada interbelică, este despre bucuria de a trăi. Și în cărțile acestea veți regăsi poze, cadre ale acelui oraș, al bulevardelor largi și clădirilor înalte. Acesta era modul în care era descris. Am găsit pe o fotografie din arhiva domnului Mădălin Ghigeanu, pe spatele unei fotografii era agenția de presă din New York, nu știu, și scria acest lucru în engleză. Orașul bulevardelor largi și clădirilor înalte. Sau, cum spunea Willy Prager, să menționez că această notiță era din 30 ceva. Și poate așa ar trebui să ne gândim și noi. Sau să rămânem cu un singur lucru în gând. Cum spunea George Călinescu în cartea Miresei? Cartea Anunții. Palatul Telefoanelor arunca o umbră de Broadway pe segmentul îngust al căii Victoriei. Așa era perceput modernismul Art Deco în acea vreme. Și putem să ne uităm la el ca la un îndreptar despre cum am putea îndrepta imaginea Bucureștiului. Urbanism,
grijă pentru detalii și frumusețea fotografiei și frumusețea clădirilor, de fapt, arhitecturii. Și ca să nu părăm foarte nostalgici, nu suntem nostalgici, da. Ci pur și simplu vă rugăm, vă invităm să vă plimbați. Să vă plimbați. Vă mulțumim. Mulțumim frumos. O seară bună. Mulțumesc, Adrian. Seară bună.